Dacă solul nu trăiește, nici noi nu vom putea trăi. Asta le-a spus Sadhguru miilor de români care s-au adunat să-l asculte la București. Faimosul lider spiritual a vorbit despre foametea care ne pândește dacă nu avem grijă de pământ. După 3 zile petrecute în România, Sadhguru își va continua călătoria caritabilă, iar următoarea oprire este Turcia. Mii de oameni l-au întâmpinat în București pe Sadhguru. În misiunea sa de a salva solul planetei, Marele Yogin a vorbit despre fericire, pace și datoria fiecăruia dintre noi să apărăm pământul pe care trăim, mai ales că lucrurile nu arată deloc bine. Only two generations were eaten well and we've just forgotten. So famine or food shortage is the worst possible way to die for a human being because it takes 3 to 4 months to die. By 2032, 3.5 billion people will not have drinking water on a daily basis. You think they're just going to sit there in thirst and die? No, they're going to migrate. Where do you think they will go? They will go wherever there is food and water. În călătoria sa de 100 de zile prin lume, Sadhguru vrea să mobilizeze 3,5 miliarde de oameni, care la rândul lor să facă presiuni asupra autorităților, să vină cu soluții pentru a salva solul, care devine tot mai sărac. Ultima cartare a solului din România a avut loc în anii 80 și a durat mai bine de 4 ani. Forțe impresionante au fost mobilizate atunci pentru analizarea solului, inclusiv armata. Procedura a fost una complexă. În fiecare județ au fost săpate gropi, unele chiar și cu adâncimi de până la 2 metri, de unde au fost luate probe care au fost analizate ulterior în laborator. Și așa arătau rezultatele. Cel mai fertil pământ e în zona Bărăganului, în Muntenia, dar și în Dobrogea, în locurile colorate pe hartă în tonuri de maro. Locuri perfecte pentru cultivarea cerealelor. Sunt însă exact zonele cele mai lovite de secetă în ultimii ani. Este evident că în timp, cum este acest interval de 40 de ani, această structură a fiecărui tip de sol din orice regiune a suferit modificări. Dacă a fost cultură intensivă, dacă nu a fost cultivat, poluare. Deși unii fermieri fac ocazional analize pământului în care își cresc culturile, este necesară o nouă cartare la nivel de țară. Rezultatele le-ar permite autorităților să vadă ce s-a schimbat și să ia măsuri pentru a împiedica degradarea solului. Ia uitați-l cu mine. Așa trebuie să fie pământul, da. Dacă îl exploatezi și nu i-ai dat cel puțin cât i-ai luat într-un an precedent, sigur că el devine mai sărac. Din păcate, activiștii de mediu susțin că jumătate din solul agricol al planetei este deja degradat, iar în ritmul de acum, 90% din solul mondial va fi prea sărac până în 2050 să mai producă suficientă hrană pentru omenire. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.